Cum comentați, apropo, declarația din această dimineață a șefului SIS că Rusia are intenția să deturneze alegerile și va începe a acționa chiar din primăvară cu proteste, cu TikTok, cu Telegram, cu... Noi nu avem timp, dar ar fi bine să discutăm și vis-a-vis de declarațiile anterioare. Ce a declarat și ce s-a terminat. Ceea ce vreau să spun eu este că puterile mari în anumite regiuni de interes tot timpul au avut influență. Și inclusiv au avut candidați. Unii erau pro-europeni, pro-occidentale în general, alții erau pro-ruși și asta nu e de ieri. Mustiat s-a trezit, probabil, astăzi să descopere America, dar sau apa caldă, mai bine spus. Dar lucrurile s-au fost întotdeauna și vor fi. Noi, în Republica Moldova, acum am aflat că avem politicieni pro-ruși, politicieni pro-europeni, noi avem politicieni unioniști la care n-a făcut referință, doar că nu știu cum s-a primit când declarațiile de astăzi toți politicienii care nu sunt pro Maia Sandu sunt mâna Moscovei. Toți cei care critică inițiativele absolut tâmpite a PAS-ului fac parte a războiului hibrid. Ceea ce mie mi se pare depășit de orice sens și dacă vreți este dincolo de bine și rău. Porniți și la competențele care le are acest domn. Domnul Bănări, eu am fost multă perioadă de timp în actul guvernării, chiar și dacă eram în opoziție în Republica Moldova. Am fost vicepreședinte a Comisiei Securitatea Statului, Ordine Publică, am fost președinte a Subcomisiei Securitatea Statului în Parlament, am fost prim-ministru. Eu am fost în grupul de lucru care a elaborat legea când s-a trecut de la Ministerul MGB, la cum se cheamă, Securității Naționale, la Serviciul de Informații și Securitate, atunci când s-au schimbat competențele acestei instituții. Deci, eu aș putea discut mai aplicat un pic la acest subiect. Dar pe scurt. Dar nu, aș putea, dar nu-i cazul. Pentru că conducătorul acestei instituții și instituții respective nu are rolul să iasă, să vorbească ca, să mă ierte doamna de la Itulia, ca baba de la Itulia, ghicind și făcând prognoze de genul ăsta, ce ar putea să întâmple și cum ar putea să întâmple. Această instituție are un rol bine determinat să asigure securitatea statului prin acțiuni care i-au fost delegate. Și apropo, au cerut foarte multe împuterniciri să fie delegate. Eu nu am văzut că în urma acestor împuterniciri noi să ne simțim mai siguri în Republica Moldova. Văd că iarăși rămânem la nivel de amenințări. Practic, asta e ce s-a întâmplat. A ieșit șeful instituției care are menirea să ne asigure cu securitate să ne sperie. Să ne spună că se va întâmpla lucruri din punctul lui de vedere grave. Și cu preziceri ce se va întâmpla în 2025 în Parlamentul din Republica Moldova, cum se vor comporta anumite partide de politici. Încă o dată este halucinant, dar luăm lucrurile cum sunt. Ceea ce am vrut să spun și ceea ce este cu adevărat important este că această instituție nu trebuie să vină să ne sperie și să ne informeze, pentru asta este presă, sunt... Telegram, TikTok... Da. Mâna să este guvern, dar dacă ne informează guvernul, pe atunci sănătatea noastră mentală va avea iarăși în urma protecției lor de suferit. Dar sunt instituții care pot să informeze. Rolul lor este să contracareze. Și dacă tu ai informații că anumiți deputați vor fi mituiți, fă tot posibil ca acest lucru la nivel de acțiuni operative să fie contracarat. Iar cei care corup și sunt corupți să fie diferiți justiției. Dacă ai informații că vor fi implicări, da, în denaturarea referendumului, păi da, spuneți, vă rog frumos, iar ce a descoperit America? Noi am spus de la bun început că organizarea acestui referendum constituțional suportă în sine riscuri majore, pentru că se va concentra lovitura asupra acestui referendum, pentru că dacă dai jos referendumul constituțional european,
Da, atunci dai jos tot. Și pe Maia Sandu dai jos în turul 2, că referendumul va fi în turul 1. Și pasul cu determinare. Grav este că poți stopezi pe o anumită perioadă timp procesul de integrare europeană spre care au muncit atâția și atâția oameni. Și umila mea persoană. Am muncit mult în acest sens. De aceea întrebarea este până la urmă dacă voi vedeți aceste riscuri și toată lumea vă spune din toate părțile, nu supuneți acestui risc Republica Moldova și parcursul Republicii Moldova având o statut de țară candidat la ora actuală. Cu negocierile, uitați-vă care urmează să demareze. Pentru ce trebuie acest referendum?